Așa arată un melc strivit. Fără să vreau l-am strivit, prin grădină. Am legat caprele și... Na, acum mă duc să-l dau la pui. Și vreau să vă arăt și vouă, dacă tot s-a întâmplat să fie așa. Nu știu ce sunt astea, nu știu cum se numesc. Bă, dar nu mai treceți pe aici. Da, melc fără cochilie. Ce are el în interiorul lui? Bine că n-am vrut să fac treaba asta. Dă-te, fată, și lasă-mă să filmez aici. Așa arată melcul strivit. Nu știu, am foarte mulți melci în grădină. Nu știu ce să le fac să mai dispară, pentru că mănâncă vegetația. Vă dați seama. Voi ce faceți să scăpați de melci? Pe asta din greșeală l-am călcat. N-am vrut să-l calc. Da, na. Uite, a venit și arsica lângă mine aici, da. Să fie și ea prezentă, să știe ce se întâmplă. Nu se poate o acțiune fără ea. Voi cum faceți să scăpați de melci?